Până atunci începem observatorul cu imaginile zilei și o poveste dramatică, emoționantă și în cele din urmă o poveste ca un miracol de Crăciun. Este o coadă uriașă la această oră la centrul de transfuzii din Botoșani. Zeci de oameni așteaptă să doneze sânge pentru adolescenta de 15 ani, grav rănită vineri seară în accidentul din Pașcani. O mobilizare impresionantă de suflete, dar și de pricepere medicală. 20 de ore a durat operația la finalul căreia. Doctorii au reușit să-i pună copilei mâinile la loc. Timp de 20 de ore, cadrele medicale au trăit doar în sala de chirurgie. Operau, ieșeau din sala, altele le luau locul și a existat un om care a rămas acolo fără pauză. Colega noastră, Clara Mihociu, are toate noutățile din acest caz. Bun găsit, Clara, în primul rând ce spun medicii. Bun găsit! Medicii spun că s-a făcut într-adevăr un miracol pentru această fată, dar că s-a muncit a, a fost continuu și a fost vorba despre o muncă în echipă, pentru că vorbim despre aproape 100 de cadre medicale care au muncit în cele 20 de ore pentru a-i pune fetei ambele brațe înapoi după ce au fost amputate în accident. Într-adevăr, șefa secției de chirurgie plastică și reparatorie de aici, de la Spitalul de Copii din Iași, nu s-a dezlipit nicio clipă de fată din sala de operații. Însă, ceilalți oameni au rulat în trei ture, s-au tot schimbat între ei. Au fost și cei de la ortopedie, dar și anesteziști, infirmieri, asistenți cu toții au venit, plecau, veneau tot timpul ca să poată să-i salveze fetei brațele și să-i ofere astfel șansa la o viață normală. Și astăzi au venit și veștile bune, am putea spune, pentru că dacă vineri vorbeam doar despre o tragedie, mama fetei comunica astăzi dirigintei acesteia că, în sfârșit, fata de 15 ani a putut astăzi să își miște degetele, lucru la care nu se mai aștepta nimeni în momentul în care a fost preluată în această stare extrem de gravă. în momentul accidentului. Între timp însă s-a făcut un lanț uman și în afara spitalului, pentru că încă din noaptea accidentului s-au făcut apeluri perețelele de socializare pentru a se dona sânge. Iar oamenii nu au stat doar să se uite astăzi la centrul din Botoșani pentru transfuzii sanguine. Deja la ora 10 erau 30 de persoane care donaseră sânge pentru fată și alte câteva zeci de persoane așteaptă și în acest moment să doneze. Vorbim atât despre colegi mai mari de ai fetei, dar și despre persoane care nu au auzit niciodată de ea până acum, dar au văzut apelurile disperate de perețelele de socializare și au dorit cumva să ajute la rândul lor, așa cum medicii au făcut o minune pentru ea, să facă și ei acum înainte de sărbători. O minune nu doar pentru această fată, ci în general pentru că sângele va ajunge și la alți pacienți. Operațiile pentru această copilă vor continua în zilele următoare pentru că este doar începutul. Însă, medicii spunea că va putea să își recupereze funcționalitatea mâinilor în proporție poate chiar și de peste 85%. Clara, îți mulțumim pentru această transmisiune.